Întâlnirile dintre organele de putere regionale transcarpatice și cele județene din Maramureș până nu demult aveau loc atât de rar încât tergiversările pronunțate în soluționarea unor probleme de interes comun devenise normalitate. Dar iată că schimbarea la fața Ucrainei și susținerea necondiționată a României a cursului european ales de ucraineni a impulsionat și relațiile de bunăvecinătate și parteneriat existente între zonele de frontieră. Săptămâna trecută, reprezentanții administrației regionale de stat s-au întâlnit cu omologilor din Maramureș pentru a se bucura împreună de beneficiile obținute în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Iar la sfârșitul săptămânii, un alt proiect de interes major pentru regiunile noastre, construcția podului peste Tisa, a adus în Maramureș înalți oaspeți atât de la București cât și de la Ujgorod. Astăzi a avut loc în centrul geografic al Europei un eveniment extraordinar. Aici în Maramureș locuiește Compact, cea mai mare comunitate de ucrainieni din România și vizita senatorului Mircea Geană a fost simbolic. El reprezintă guvernul României, iar noi suntem la o nouă etapă de dezvoltare a relațiilor cu România. A sporit nivelul de încredere unul față de altul. Acest lucru se datorește faptului că Ucraina și-a expus clar dorința sa de a păși pe calea de integrare europeană. Noi avem cu siguranță multe interese comune, în special de ordin economic, realizarea cărora va fi un beneficiu locuitorilor din regiunile noastre de frontieră și țărilor noastre. Eu privesc cu optimism spre viitor și consider că asemenea evenimente își aduc obolul lor la dezvoltarea relațiilor noastre diplomatice între Ucraina și România. Atunci când vorbim de cursul european de dezvoltare a Ucrainei, alegerea stropită cu sângele compatrioților noștri, punem accentul pe realizarea unor asemenea mici proiecte transfrontaliere de care s-a vorbit astăzi, pentru ca să putem să ne croim propria cale spre Europa. Doamna Bucuraneta roșește ouă în joia Paștelui, așa cum a învățat-o bunica și mama dânsei. Gospodina ne arată pas cu pas cum vopsește ouăle conform tradiției pe care o duce mai departe. Mai întâi ouăle trebuiesc spălate și clătite bine. Apoi sunt puse în tuci pentru a le fierbe. Am pus apă, le-a limpezit puțin la jetul de apă. Și le băgăm la fiert în ceaun, în tuci, cum îi zicem noi. Le punem să se fiarbă. Ouăle au fiert, le luăm de aici și le băgăm în vopsea. Arde. Le lăsăm puțin să se înroșească. Doamna Aneta ne povestește cum se vopseau ouăle în trecut, când nu erau atâtea vopseluri și uleiuri speciale pentru ouă. În vopsea de lână, nu era specialități ca acum. Le fierbeam și le scoteam din vopseaua asta și băgam în alt vas cu vopsea. Le lăsam moleaca acolo așa și le scoteam și după aia le ungeam cu puțin ulei și le puneam pe o cârpă așa moale, să zic așa. Era. Doamna Aneta a vopsit ouă și după o tehnică tradițională. Uitați, aici este niște vopsea care se pune pe mână. Uite aici. Și se dă pe ouă. Așa le facem noi special, mai frumoase. Multe gospodine au pregătit astăzi, pe lângă ouăle roșii și cozonaci. Secretul reușitei unui cozonac este să fie frământat foarte, foarte bine, să avem ingredientele necesare, proaspete și bune, și este un cozonac delicios. Se spune când se prepară cozonacul să nu fim foarte multe persoane pentru că se deoache cozonacul și să nu fie cineva cu ochii verzi.